Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în Slobozia, începem să descoperim și orașul și bineînțeles că începem și dăm startul de la Muzeul Național al Agriculturii. Suntem cu domnul Adrian, dar o să lăsăm pe dânsul să se prezinte. Bună ziua! În primul rând, bună ziua și bine ați venit la Muzeul Național al Agriculturii. Sunt muzeograf Adrian Stroie, șef Serviciu Patrimoniu la Muzeul Național al Agriculturii și ne bucurăm foarte mult că ne-ați făcut marea plăcere de a ne vizita instituția noastră, pe care foarte multe personalități din țară și de peste granițele țării au remarcat-o și au elogiat-o, fiecare așa cum a putut. Ne aflăm așadar la Muzeul Național al Agriculturii, o instituție unică și reprezentativă pentru agricultura românească. Muzeul înființat în anul 1990 prin decizia prefecturii ialomițene și dat publicului larg în 1996. Iată, au trecut câțiva ani și suntem un muzeu eminamente tehnic care ne ocupăm de istoria agriculturii, industrializarea și evoluția, impactul acesteia asupra mecanizării agriculturii, toate aceste obiecte fiind depozitate și puse în valoare într-o instituție de nivel național. Așadar, vă spunem câteva cuvinte despre alcătuirea muzeului nostru. Avem aici sediul central, o clădire generoasă, care este inclusă într-un proiect amplu de modernizare, de revitalizare, pentru că ea are niște ani, este construită în anii 80 și îi trebuiesc niște rectificări. Avem în patrimoniu peste 14.000 de piese de obiecte muzeale. Avem și o bibliotecă și o arhivă fotodocumentară constituită din 15.000 de obiecte și toate acestea se întregesc prin posesia unei ferme model, fostă fermă de semințe de legume și flori din perioada interbelică, aflată la Perieț, aici la 10 km de noi, pe care din nou vrem să o punem în valoare printr-un proiect cu fonduri europene, și o bisericuță de lemn de la anul 1738, care a fost restaurată prin fonduri europene și cu care ne mândrim. Dar acum vă invit să pășim în incinta muzeului nostru, să încercăm să deschidem tainele unei instituții care vă primește, iată, cu brațele deschise. Vedem 30 sus. Da, s-au împlinit 30 de ani de la inaugurarea muzeului, de la deschiderea sa pentru public și am avut atunci o aniversare pe măsură. Ca orice muzeu, muzeul se constituie dintr-o expoziție de bază numită La pas prin lumea satului, așa cum și dumneavoastră vă place să dați geneza reportajelor dumneavoastră. Exact. Dar avem și expoziții temporare, spații destinate expozițiilor temporare, în care periodic avem permanent schimbări de expoziții temporare. Am și observat, astăzi sunteți în derularea unei expoziții. Chiar în montarea unei expoziții. Pornind de la considerentul că profilul nostru este eminamente de agricultură, agrar, expoziția de bază este constituită la partea de parter prin expunerea unor utilaje, unelte, utilaje și mașini agricole destinate lucrărilor pământului în ordinea lor succesivă și firească. Respectiv, o să pășim să vedem câteva elemente legate de lucrul pământului și iată, avem plugul de lemn într-o formă arhaică, așa cum l-am găsit pe terenuri undeva în județul Hunedoara. Avem o raliță de lemn, iată, un utilaj folosit la prășitul culturilor și la deschiderea rigolelor, așa cum l-am găsit aici, în Bărăganul Ialomițean, în zona Călărașului. Apropo, publicul ne întreabă, dar de ce Muzeul Agriculturii la Slobozia? Păi unde altundeva putea să-și aibă locaș un muzeu despre agricultură? În mijlocul Bărăganului, care este generatorul pâinii noastre, cea de toate zilele. Pentru că problema fundamentală este totuși pâinea, la un moment dat. Marea problemă a existenței umane, acoperirea tuturor locuitorilor, celor 8 miliarde
cu pâinea cea de toate zilele. Vorbeam despre lucrările agricole, avem câteva planșe în care ilustrăm așa cum se făceau lucrările agricole la momentul respectiv. Da, cu animale și cu aceste... animale și cu pluguri rudimentare, care însă își făceau datoria atât cât puteau. Se ara cu ajutorul cailor sau a boilor, se semăna pur și simplu cu mâna. După lucrarea de semănat era necesară lucrarea de mărunțire a solului cu grapa de lemn. Ce înseamnă mărunțire? Ce se întâmplă? Mărunțire. Deci în urma aratului, terenul rămâne ca în imagine, rămâne cu niște bulgări cu niște valuri, mari. Așa, rămâne, da. Sunt niște brazde, niște bulgări mari. Acele brazde trebuie rectificate, sfărâmițate și uniformizate, orizontalizate. Prin tragerea cu tracțiunea animală a acestei grape, pe care eventual se puneau și niște greutăți, iar uneori mi-amintesc din copilărie, copiii ne urcam 3-4 pe grapă și era o plăcere să faci acel voiaj cu grapa, deci pământul în spate ieșea finuț, ieșea rectificat, orizontalizat. Nu în ultima instanță, cu acest tăvăluc de lemn, tras tot cu ajutorul cailor, se tasa pământul după sămânța introdusă în el, pentru a nu-și pierde umiditatea, iar sămânța să-și găsească acolo seva ei de viață, adică umiditatea care îi dădea potența de a încolți acelei semințe și a produce spicul de grâu sau tulpina de porumb. Avem o semănătoare manuală care, vedeți, este organizată încât în acest spațiu se depozitează sămânța de porumb, de fasole, de floarea soarelui. Este ținută cu mâinile din partea de sus și cu ajutorul piciorului se apăsa pe această bară și era introdusă sămânța în pământ pe acest orificiu. La distanțele pe care le doream, la 20 de centimetri, la 30 de centimetri, semănatul la cuib sau la cuib. În șiruri. Se muncea mult, eficiență mai mică, mai scăzut. Însă se asigura necesarul de hrană al populației existente la un moment dat. Avem aici un car țărănesc echipat pentru mersul la câmp. Avem prășitoarea pe care plugul și prășitoarea pe care și le accesoriza țăranul pe care le lua la câmp, apoi grapa care în urmă, cum spuneam, sfărâma bulgării, dar avem și un obiect inedit. Avem o botă pentru, să vedem dacă privitorii noștri își vor da seama, dar nu-i vom teroriza mult cu așteptarea, ci vom dezvălui secretul acestei bote. Este un vas în care se depozita apă de băut, apă potabilă, de la fântână. Prin acest orificiu mai mare se umplea bota cu apă, iar prin acest orificiu se consuma apa, efectiv se bea apa din botă. Pentru a rămâne constant temperatura, lemnul fiind deja un izolator termic, uneori la câmp bota se îngropa în pământ sau se acoperea cu paie, cu buruieni pentru a sta la umbră. Vedem foarte clar, este o botă colecționată de undeva din județul Buzău. Și publicul o poate vedea. Mai departe vedem încă o formă de grapă arhaică folosită tot la sfărâmițatul pământului, executată numai din elemente de lemn. Nu are niciun fel de cui, are doar cepi de lemn. Referitor la echiparea acestui car pentru plecarea la câmp, vedem și acest tron. Acest tron este o ladă de bucate în care țăranul își punea mâncarea, ulciorul cu mâncare și ustensilele pentru a consuma hrana la câmp. Aș hrăni sufletul după o muncă ostivitoare. Și era folosit acest tron și pentru a se așeza pe el vizitiul și membrii familiei care mergeau la câmp. În timp, agricultura evoluează și avem de-a face cu introducerea mașinismului în agricultură. Normal, fabricile, mai ales cele din străinătate, la început au început să producă. După plugurile de lemn, au făcut plugurile de metal. Au făcut, iată, și o formă de semănătoare. Este o semănătoare a unei mărci de prestigiu, Rutsack din Germania, fabricată în perioada interbelică, la care, iată, în această cutie se făcea plinul cu
cu boabe de grâu. Prin aceste patine, boabele de grâu alunecau, ea fiind trasă de cai în direcția înainte, boabele de grâu erau semănate pe rânduri la distanța dintre patine, respectiv 12,5 cm. Era o semănătoare simplă, pe 11 rânduri, dar foarte eficientă, care a revoluționat munca țăranului. Mai departe, haideți să vedem un pionier al introducerii mașinismului în agricultura românească. Avem de a face cu tractorul Lance Bulldog, un reprezentant foarte prezent în agricultura românească, de fapt cel mai prezent. Faptul că a fost fabricat în Germania, noi având niște legături comerciale foarte bune cu Germania, dovada o face și faptul că aveam și reprezentanță de vânzare în București, pe strada Dimitrie Sturza, denotă că România era o țară care prezenta garanție și cu ajutorul căreia se putea face comerț cu plata produselor în troc. Noi avem și acte de posesie ale acestor utilaje în care se scriu prețurile. Vedeți, echiparea lor cu roți metalice, roțile din spate au un bandaj metalic pe care îl folosim pentru deplasarea de acasă la câmp, iar în câmp acel bandaj metalic era dat jos și cu ajutorul pintenilor se deplasa fără a exista fenomenul de patinare. Da. Vedem că era echipat și cu un plug, un plug, iată, consistent, un plug masiv, nu mai este comparabil cu cel de lemn sau cu cel firav pentru cai. Era un plug care făcea o brazdă adâncă de 40-45 de centimetri, o calitate foarte bună a arăturii. Și aceste utilaje au ușurat agricultura românească. Ne puteți spune ceva și despre motor? Exact. Îmi face plăcere să vă explic faptul că acest motor este un motor semi-diesel, echipat cu un singur cilindru orizontal, care are aici un cap numit cap incandescent sau are rol de chiulasă. Acest cap era încălzit până la înroșire cu ajutorul unei pompe de benzină, unei lămpi de benzină, circa o jumătate de oră se încălzea, se dădea drumul la un robinet de motorină de aici, de combustibil, care picura, iar printr-un procedeu ingenios, prin scoaterea acestui volan, se introducea aici lateral și doi oameni foarte bine dotați fizic, unul pe partea aceasta, unul pe partea cealaltă, învârteau efectiv volanta și... Ca un fel de electromotor. Da, scoteau tractorul din punctul mort și el începea să pornească cu mersul acela caracteristic motoarelor de tăiat lemne din ziua de azi, TN-uri le spunem noi, tuc, 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 tuc. Era foarte ingenios, avea două viteze de deplasare în față și una de deplasare în spate și a fost un pionier, spuneam, al modernizării agriculturii. Iar el se mai putea folosi și exact. Cu acea curea, nu? Exact. În afară de faptul că se folosea ca element de tracțiune pentru diferite utilaje agricole, pluguri, grape, semănători, era folosit prin antenarea de la roata de curea, printr-o curea a diferitelor utilaje agricole. Da. Respectiv, batoză, vânturătoare, moară, instalație de extras apă, e și așa mai departe. E seamănă cu ce vedem acolo, exact, cu acea curea este, de acolo? Este exact, imaginea este sugestivă în partea din față, atât că acolo, ca parte motrice, avem un locomobil, la care o să ajungem și imediat. Da. Dacă tot am făcut lucrarea de arat, de semănat, păi trebuie să așteptăm toamna și avem un moment aici mai tomnatic sau de vară târzie pentru recoltarea produselor. Păi ce făceam la recoltarea produselor? Cu ajutorul secerilor sau a coaselor, tăiam grâul din brazdă. Da? Avem un element aici distinct numit palamarcă. Era ca o teacă de lemn folosit pentru protecția mâinii atunci când tăiam grâul cu secera. Palamarca, un element descoperit, inventat de fapt și provenit în agricultura românească prin Bulgaria, el fiind
din Albania, de fapt, și denumirea este de origine albaneză. Spuneam, am cosit grâul. Îl aveam strâns în znopi, aceștia sunt znopii de grâu. Păi cu ce puteam eu să bat grâul din znopi ca să-i extrag? Cu un obiect arhaic numit îmblăciu. Deci, prin batere, prin ținerea de acest segment, prin batere, grâul era eliminat din spic și boabele rămâneau pe acest covor de cânepă. Paiele erau date la o parte cu ajutorul acestor unelte, greble, furci, toate de lemn, și masa de boabe era dusă la vânturătoare pentru a se elimina gunoaiele din el. O altă metodă era, acești snopi erau așezate pe acest covor, pe arie se numește, iar cu ajutorul acestui tăvăluc de piatră, tras de către cal, calul legat de un ax central, mergând în cerc, baterea pailor se făcea cu aceste elemente ale tăvălugului. Și făceau același lucru. Extrăgeau boabele din paie. Da. Era un lucru simplu și eficient. Erau și pierderi, că mai rămâneau boabe și în paie, dar asta era pentru vremea aceea. Da. Un alt mod de recoltare a grâului era și folosirea acestei secerători. Dar, dacă ne uităm cu atenție, este o marcă de prestigiu, Massey Harris, americană, scrie pe toate piesele componente, prin introducerea unei oiști aici, în mecanismul ei, era trasă de două perechi de cai către înainte, aici stătea conductorul care avea niște manete de reglare a înălțimii cuțitului de tăiere. Cuțitul de tăiere este același din ziua de azi de la combinele moderne. Ea e fabricată în perioada interbelică, deci are o vechime evidentă, se apropie de suta de ani și paiele, odată tăiate din lan, erau adunate de către aceste furci care executau o mișcare de rotație continuă și fiecare furcă strângea câte un znop de paie la coada platformei. Acesta era un mod elegant de treierat al grâului, cu utilaje americane. Iată, în agricultura românească pătrundeau utilaje americane. Foarte greu aduse. Aduse individual pe corăbii, pe vapoare de lemn, cu multe peripeții și cu multe greutăți. Dar merita pentru că erau foarte eficiente. Asta denotă că marii proprietari s-au străduit să revoluționeze continuu agricultura. Nu au stat să aștepte numai de sus. Mergem mai departe și avem un tandem renumit de utilaje, respectiv locomobilul. Vedeți că avem și o pictură acolo realizată pe fundalul, pe acest afiș al nostru. Deci reprezintă exact un tandem din acesta de utilaj, locomobil și batoză. Noi, neputând introduce batoza în acest spațiu, am pus o vânturătoare pentru a fi un exemplu plastic. Și acum să vorbim despre acest utilaj. Ce este locomobilul? Păi locomobilul este o mașină producătoare de forță la care, prin introducerea unui material combustibil, paie sau lemne, se făcea focul. Există un cazan orizontal cu o rețea de țevi, exact ca la boilerul de încălzit apa pentru duș. Acea rețea de țevi se încălzea, apa era transformată în abur, iar aburul, printr-un motor caracteristic cu sărtărașe, se crea o presiune foarte mare a aburului, se producea o mișcare de dute-vino într-un piston. Acest piston era în legătură cu un arbore cotit al acestei roți. Deci cel de aici, dintre roți. Cel de aici, arborele cotit. Și era transformată mișcarea de dute-vino într-o mișcare circulară. De rotație, da. De rotație. Prin mișcarea aceasta de rotație era pusă în funcțiune această vânturătoare din față, efectiv, când mașina funcționa. O mașină, de asemenea, foarte veche, la anii 1880 au început să fie produse
și au revoluționat din nou agricultura românească. Cum își depozita țăranul produsele? Păi și le depozita, iată, în coșuri împletite din crengi de răchită, din așa, căptușite cu pământ. Da. Mai ingenios, din coajă de diferiți pomi. Iată, coajă de cireș. Interesant este procesul prin care puteau... Exact, se decojea un proces foarte ingenios. Iată, este din localitatea Socet, din județul Hunedoara. Un proces sinuos, dar care dădea rezultate perfecte. Această coajă, arborele odată cojit, coaja era introdusă special în niște băi de apă fiartă și modelată după forma aceea. Apoi, aici undeva era cusut cu sârmă și apoi îi se atașa un fund și în el se depozitau produsele. Grâu, porumb, făină și așa mai departe. Avem din nou o formă de hambar căptușit și trecem la formele de hambare clasice, hambare din lemn. Avem aici unul dintre cele mai vechi exponate ale noastre. Datarea lui o spune că ar fi, avem aici scrierea în slavonă veche pe două rânduri. Traducerea liberă ar fi: de la Costa am primit acest obiect cazestre în anul 1658. Deci este foarte vechi, da. De not o vechime enormă. Iar faptul că s-a păstrat, deși a avut cândva atac de carii, acum este tratat cu substanțe de actualitate, el s-a păstrat prin tratarea lui cu fum. Fumul împiedică orice factor viu. Microorganisme, ciuperci, carii și așa mai departe. Prin afumare, el a persistat și a ajuns într-un loc unde poate fi arătat lumii din ziua de azi. Din nou, o altă formă, ăsta este mai nou, nu este afumat, și o altă formă de hambar din trunchi de copac, pur și simplu copacul a fost scobit, i s-a atașat un fund și în el se ținea foarte elegant. Făină, mălai, pentru că el nu curgea, avea proprietatea de a fi de sine stătător. Mergem mai departe și o să poposim la un alt capitol, capitolul de albinărit, pentru că nu e așa? În afară de lucrări agricole, noi preluăm și obiceiuri și alte preocupări ale poporului pentru a-și asigura hrana. Și avem o primă formă de stup. Albinăritul, deci se ocupa de creșterea albinelor. O primă formă de stup constituită din, tot din împletitură de nuiele de salcie căptușite cu pământ și vedem înăuntru niște suporți pe care se construia fagurele de mere, de miere, acea căpăceală cu miere care era scos de acolo prin scoaterea suporților din lateral, se scoteau suporții, se păcăleau albinele, deci se scoteau suporții, era scos fagurile, apoi din nou se montau suporții și ele își continuau munca. Și rămânea fagurile care era pus în centrifuga pentru miere, pe care o avem aici imediat, o vedem, da? O centrifugă ingenioasă. Aceasta, nu? De lemn, în care se introduceau ramele de miere din stupii clasici sau roiul acela făcut de miere de către albinele, așa zise, sălbatice. Ca să continuăm evoluția stupului, deci după cel de nuiele, avem în stadiul evolutiv stupii din trunchi de copac, din nou scobit. Din nou avem aceeași poziționare a suporților pentru fagure. Da? Apoi am început să-i construim din scândură și am trecut la stupii clasici, orizontali, da? Sau verticali, care sunt până în actualitate, da, cu cele necesare. Și pentru că hrană, zicem că ne-am făcut, păi omul trebuia să se mai și destindă. Să bea și un vin. Poporul român a fost mai vesel așa. Știm noi că nu prea i-a mers mâncarea pe uscat. A trebuit să mai ia și un tonifiant, i-au zis dacii, pentru că asta îi făcea și tari în luptă. Și-au descoperit vinul.
Iată obiecte legate de prelucrarea vinului. Avem hârdăul și cu tăvălugul în care se băteau strugurii, dar avem aici un obiect mai inedit. Mulți copii ar spune că e o barcă. Exact, seamănă cu o barcă, dar este denumirea practică, este corâtă și este un teasc pentru zdrobit strugurii. Se depuneau aici sacii cu struguri, se deșertau aici și oamenii efectiv cu picioarele îi băteau, îi zdrobeau. Iar undeva în capul ei exista un orificiu care după aceea a fost astupat, vedeți, peticit cu un petic de tablă. Și pe acel orificiu, pe un jgheam, aluneca lichidul, licoarea, în vasele de depozitare. Noi, ca să vă spunem secretul, noi unde am descoperit-o, undeva în județul Constanța, localitatea Almalău, ea era folosită efectiv în ultimii ani ca iap de băut apă animalelor, a vacilor. Da. Da. Și descoperind-o acolo a fost o muncă de convingere pentru comunitate și ne-a fost dată să o vadă lumea într-un muzeu unde este, vedeți, întreținută și va mai ține niște sute de ani. Tot pentru prelucrarea strugurilor erau necesare și teascurile. Avem un teasc micuț pentru fructe, de obicei pentru obținerea marmeladelor, a gemurilor din mere, pere, caise, erau presate modern, dar avem și teascul de dimensiune mai mare. Acest coș era umplut cu struguri, se punea un capac și cu ajutorul acestui filet se strângea capacul care presa strugurii, iar zeama aluneca pe acest orificiu, se ducea la fel în vasul de depozitare. Dar avem și o formă mai wow, da? Avem o formă de teasc mai mare, în care iaca se puteau pune 2-3 căruțe de struguri odată. La fel avea un capac mare, care cu ajutorul unor cumpene speciale, ca cele de la fântânile de lemn cu cumpănă, și cu șurub de presare foarte mare, erau presați strugurii, se făcea o presare primară, trecea mustul aici, și o presare secundară aici, și pe acel jgheab se ducea mustul către vasul de... Pentru că distanțele... Exact, sunt diferite. Mai sunt mari diferite aici și mai mici aici. Și erau reglabile. Cu niște pene introduse aici, ei reglau pentru că și strugurii erau pe după soi... Mai multe forme, da. Mărgeluță erau mai mari și mai multe forme. Și ei se adaptau foarte repede. Erau meșterii care rezolvau aceste probleme. Nu am avut timp să stăm și la un pahar de vin, dar mergem mai departe. Și avem un colț al creșterii animalelor, da? Dom'le, păi, animalele astea aveau și ele câteva obiecte reprezentative. Și iată, avem vasul pentru mulsul animalelor, pentru mulți văcuța, da? Vas din lemn. Era igienic, nu oxida, nu lua ușor microbi, era un mod foarte practic. Avem putineiul pentru făcut untul, un procedeu prin care prin bătaia cu acel mai, cu găurele, se obținea untul din smântâna de la lapte. Și avem și formele pentru brânză, formă de stors brânza, sau formă pentru cașcaval, care are și niște motive arhitecturale, niște încrustări care lăsau pe cașcaval, cașcaval exact ca cel din ziua de azi. În continuare, avem o iesle pentru miei, în iesle se punea hrana mieilor, lucernă, iarbă verde, și miei apucau de acolo hrana și mâncau. Avem, iată, șa sau samar pentru măgar, se punea pe măgar, iar pe o parte și pe alta se legau de sagii, sacii cu greutăți. Știm că măgarul este un animal docil, care duce pe el sute de kilograme. Duce de două ori greutatea sa. Da. Deci el dacă are 100 de kg, el duce 2. Și alte obiecte legate de creșterea animalelor. Vedeți, avem o covată pentru scos urda și brânza sau din vas. Sau ați văzut pe la localurile actualitate, stil Sergiana, Brașov, stil... Se folosesc la localurile de actualitate pentru servitul mâncării. Da. Se punea într-o parte mămăliguța, într-o parte pomana porcului,
brânzica, untul și așa mai departe, da? Avem din nou formă de cașcaval, avem mai jos lingură pentru scos urda din cazan și aceasta la fel. Avem cazanul pentru făcut, pentru fabricat cașul, da, un cazan de aramă, să nu coclească. Și iată, avem niște forme de juguri, jug pentru sus, jugul pentru un animal, un bou sau vacă, și vacile erau folosite la tracțiune, sau jug pentru două animale, și talanga, acel clopoțel care anunța unde erau, ca să nu se rătăcească animalele când erau duse la izlaz. Da. M-a anunțat, măi, s-a dus în păduricea cu tare, o găsesc la 500 de metri. Nu în ultimă instanță, nu fac parte din creșterea animalelor, dar folosesc mult oamenilor piscicultura, peștele în general, este un aliment consumat foarte mult. Și atunci am reeditat un colț al pisciculturii cu o bărcuță, cu o vârșă, un obiect arhaic din lemn în care pe partea de jos pe acolo intrau pești, dar nu mai puteau ieși, și din nou niște mecanisme de prindere a peștilor, vedeți? Și aici o lotcă, la fel, tot pentru prinderea peștilor de dimensiuni mai mari. Sărbătoarea Caloianului este o manifestare pe care muzeul o face de 26 de ani. Este un obicei pe care noi nu vrem să îl pierdem și de asemenea o tradiție care este pe cale de dispariție, deoarece foarte puțini copii din satele din Bărăgan îl mai fac, așa că noi încercăm în fiecare an să nu lăsăm această tradiție să moară și organizăm sărbătoarea Caloianului la data din calendar care trebuie, adică la 3 săptămâni după Paște, okay, marțea sau joia. Și organizați chiar aici, în cadrul muzeului? Organizăm chiar aici, la muzeu, cu grupuri din orașul Slobozia, copii de vârstă școlară din oraș, care nu sunt familiarizați cu obiceiul Caloianului, și cu copii din satele din Ialomița, care încă mai știu ce înseamnă Caloianul, acest obicei pentru aducerea ploii. Este un obicei de secetă care se ținea la 3 săptămâni după Paști, marțea sau joia, și în care copiii joacă rolurile principale. Se adună la casa unei femei văduve, modelează aceste păpuși, vedeți, frumoase, pe care le împodobesc cu coși de ouă rămase de la Paște, apoi formează un convoi de înmormântare. Caloianul este un copil pierdut în pădure pe care mama îl caută. Aici intervine puțin și ceva din Miorița, unde mama își caută băiatul pierdut. Îl găsește în pădure, mort, și îl trimite ca sol la Dumnezeu ca să deschidă porțile, să vină ploile. Este un obicei arhaic, păgân, pe care arheologii nu prea îl acceptă. Noi, etnografii, ne mândrim cu el. Și este un obicei specific zonei balcanice. După ce formează convoiul de înmormântare, așa cum vedeți în acea fotografie, în care copiii joacă roluri, unul este preot, unul este dascăl, alt băiat ține crucea, iar fetele sunt bocitoare, îl poartă pe Caloian prin sat, bocindu-l, iar apoi îl îngroapă într-un loc neștiut, în lanul de grâu sau, unde este prea departe câmpul, la rădăcina unui copac, într-un loc care suferă de pe urma secetei. Apoi merg la casa unei femei, unde fac pomana Caloianului cu ouă prăjite, cu limonadă și cu plăcintă. Joi, deci după a treia zi, după ce îngroapă Caloianul, este iar aici intervine și o parte din religie, mitul învierii lui Iisus Hristos, care
a murit vineri și a înviat a treia zi. La fel și Caloianu, este îngropat marți și joi îl dezgroapă iar, se formează din nou convoiul de înmormântare, este bocit pe străzile satului și este rupt în bucăți și aruncat ori pe o apă curgătoare acolo unde există sau într-o fântână părăsită acolo unde nu există apă și se spune că va ploua. Este un obicei destul de spectaculos, care se făcea aproape în toate satele din Bărăgan. Fiecare comună, fiecare sat avea un anumit tip de caloian, anumit tip de bocet, de incantație. De exemplu, satul Ghimpați din județul Ialomița, caloianul începea de seara cu priveghiul caloianului, mergeau pe deal, aprindeau focuri peste care săreau un fel de mit al purificării, iar apoi a doua zi dimineață, cu mic cu mare, mergeau, boceau caloianul, făceau pomana, iar după ce îl îngropau, mergeau pe izla și se dădeau în leagăn. O să vedeți în curtea interioară a muzeului un scrânciob din Ghimpați pe care noi l-am adus aici, cel în care se dădea un leagăn pe izlaz. La fel, în alte sate, Fierbinți, de exemplu, acest caloian nu este cu dată fixă. Se făcea atunci când era secetă. Iar caloianul era întotdeauna însoțit și de paparude. Fetițe încinse cu frunze de bozii, care dansau și cântau, lumea le stropea cu apă și la fel se spunea că va veni ploaia. Aici este un caloian din localitatea Perieți, județul Ialomița. Da. Slobozia, Liceul de Arte Ionel Perlea, Slobozia. Miloșești, județul Ialomița. Aici Luciu, gura Ialomiței, județul Ialomița. La fel Liceul de Arte. Iar acela este unul de anul trecut. Păstrăm ce este reprezentativ și ce este frumos, iar cel mic de acolo este un caloian de la Giurgeni, pe care îl avem de câțiva ani. Dar copiii au venit pregătiți cu acel mic coșciug, astfel încât l-am păstrat, așa cum este. Și la fel, această păpușă este caloița, este perechea caloianului în anumite sate, se face și caloița pe lângă caloian, caloița din cârpe, care este și ea purtată și bocită, doar că nu este îngropată. Vedeți acolo sus în fotografie. Fiecare sat, așa cum v-am spus, are specificul lui. La Giurgen se făcea, de exemplu, și o colibă în care băiatul care îl juca pe preot făcea o slujbă de înmormântare. De aceea am ales să păstrăm obiceiul, fiindcă este foarte frumos și variat. Și noi încă avem speranța că aduce ploaia. Deci fără tradiții și fără credința pe care țăranul român a avut-o în spiritualitate, în Dumnezeu, nu am face nimic. Deoarece toate muncile pământului erau legate de aceste sărbători, așa cum aratul începea pe 9 martie, în ziua de măcinici, și zdusul oilor la munte de Sfântul Gheorghe, la fel și caloianul se ținea cu această dată fixă. Deci pe 9 martie începea noul an agrar, odată cu echinocțiul de primăvară. Era prima zi în care țăranul ieșea la arat în câmp cu plugul și cu utilajul. Cu câteva zile înainte începeau pregătirile, își scotea din magazie plugul, căruța, la fel și animalele, iar în dimineața de 9 martie, înainte de plecarea la câmp, gospodina ieșea în fața carului cu un struț de busuioc, adică un mic buchet, cu aghiazmă, stropea atelajul și animalul, le dădea un măcinic, acea pâine în formă de opt, pe care țăranul rupea în două. O jumătate o mânca el, jumătatea cealaltă o dădea animalelor ca să fie sănătoase și bune de muncă tot anul. Gospodina îi mai dădea la câmp și niște ouă fierte pe care acesta le decojea înainte de a intra în brazdă și arunca cojile de ouă în brazdă să fie bobul de grâu cât oul de mare.
Avem o grapă cu măcinici. În zona noastră, măcinicii se fac cu zeamă, cei mici fierți, în formă de 8, care se împart vecinilor. Iar în Moldova se fac măcinicii din cocă de cozonac, dacă nu este în post, dacă nu se fac dintr-o cocă dulce, unși cu miere și presăreați cu nucă. Da. Care se împart la fel vecinilor pentru sufletul celor adormiți. Tot în ziua de măcinici mai sunt, erau anumite ritualuri. În acea zi, țăranul strângea gunoiul din curte, îi dădea foc, apoi mergea și cu un topor bătea copacii pomii fructiferi din grădină ca să aibă rod bogat, spunându-i, dacă nu rodește, tai. Gospodina, la fel, înconjura casa cu o cârpă căreia îi dădea foc, deci a fuma casa ca să nu intre în casă lighiul. Ioaiele, adică șerpii și ce mai erau atunci. La fel, ziua de 9 martie era o zi în care nu se muncea la câmp, oamenii mergeau la biserică și abia după ce veneau de la biserică se apucau de lucru în curte. Am ajuns la sectorul denumit măcelărie. Păi dacă tot am crescut animale, păi pentru ce le creștem? Păcătoși om fi, dar trebuie să le sacrificăm. Și cele lăsate de Dumnezeu pentru a ne asigura hrana, atunci sunt folosite cu știință, cu bună credință și toate vor merge bine, în funcție de religia fiecăruia. Așa este. Așadar, atât timp cât nu suntem musulmani și încă mai consumăm legumă anumită porc, trebuie să avem în dotare, iată, la măcelărie, acest urzoi, se numește el, e ca un cuier așa, în care animalul sacrificat, respectiv porc, miel, vițel, se agață de picioarele din spate, se face eviscerarea lui pe burtă, se extrag organele, apoi el este tranșat, tranșatorul știe ce înseamnă acest lucru, e un dichis la fiecare animal. În această cadă de lemn erau așezate bucățile de carne, date cu sare, după un preparativ, care, un ritual, care la sare erau lăsate 2-3 zile, iar apoi, pe această masă, se începea ritualul de peciuire, de selectare, mușchiuleți, mușchi mari, pulpițe, organe. Se prelucra, spunem, până la obținerea produselor finale, care erau lucruri mai dichisite, un cârnat de casă, trandafiri, în funcție de regiune, conțineau mirodenii. Una sunt cârnații ardelenești, alții sunt trandafirii moldovenești, piperuri, boiele și alte condimente, care știm foarte bine că arta culinară românească este o artă care provoacă mari pofte străinilor și mari probleme românilor cu depunerea de grăsime pe părțile din față, de care foarte greu scăpăm, pentru că, ca și popor, noi suntem un popor gurmand. Da. Și nu ne putem abține. Confirm. Însă atât timp cât consumăm mâncăruri naturale, încă este bine. Aceasta a fost partea de descriere a măcelăriei. În majoritatea localităților, chiar dacă erau de țară, exista, domnule, un studio foto. După muncă, după supărări, după ploaie, după potop, după secetă, omul simțea nevoie și de o relaxare. Și în special la sărbători, omul ieșea și făcea și el o poză. Păi cum făcea poză? Venea la studioul foto, avea o recuzită pe care o putea folosi, o pălărie, o bluză, iată, se putea dota cu ceva recuzită, se așeza frumos pe acel fotoliu, aveam lumina, reflectorul folosit de fotograf și cu ajutorul unui aparat de studio se obținea o poză de calitate. Pozele de obicei erau de formă mare, înrămate, uitați calitate, denotă foarte multă artă, dar și calitatea aparaturii.
Un aparat din acesta are o valoare de câteva mii de euro. Deci ele sunt nemțești, deci acest aparat este Neue Görlitzer Kamera Werke, deci până anii 1920, cu mare greutate am făcut rost de el din zona Brașovului și îl păstrăm cu sfințenie. El are niște reglaje, reglaje și pe înălțime și reglaje și aici al focalizării și se lucra uneori și cu o pânză neagră pe cap și stătea în spate și extragea niște plăci sensibile. Și nu în ultimul rând, am adus și niște aparate folosite până mai încoace de în epoca comunistă, dar am făcut și un laborator foto, așa cum arăta el pe vremuri, aici avem decorul studioului, un laborator care conținea un aparat de mărit, niște tăvi cu soluții, un temporizator pentru timpii de expunere, un de-asta de mărit, o placă de mărit. Și cea mai mare mândrie o avem despre mica noastră expoziție din vitrină, unde vedeți câteva forme de camere, Kodak, Agfa, care ar face concurență marilor colecții de aparate din Europa. Sunt niște aparate foarte vechi și foarte valoroase și mare parte din ele sunt funcționale și ne mândim cu acest lucru. Am putut, vedeți o miniatură și am zis că le stă bine într-un muzeu și nu este cu nimic depășit dacă am pus și acest punct de vedere al studioului foto. Suntem pe ulița satului și suntem la brutărie, deoarece în fiecare sat și în fiecare localitate exista o brutărie, chiar dacă se știe că oamenii mâncau pâine făcută în casă. Muzeul Național al Agriculturii are o tradiție destul de lungă în cercetările făcute despre pâinea obișnuită, dar și pâinea rituală, așa cum o să vedeți în sectorul dedicat pâinilor rituale. Aici, la brutărie, vedem instrumentar folosit la panificație, hambare pentru făină, mai multe coveți pentru frământat pâinea, lopețile pentru scos pâinea din cuptor, vase, tăvi în care femeile coceau pâinea, dar și un cuptor mobil, țestul, specific zonei Teleormanului. Un cuptor mobil era confecționat din lut, acesta al nostru este din piatră. Se făcea focul pe vatră foarte, foarte bine, apoi când vatra se încingea, cu un măturoi făcut din frunze de nuc se mătura și se așeza aluatul și țestul deasupra și ieșea o pâine foarte bună. În partea aceasta avem o panacotă, un vas, în care se punea pâinea la dospit. Cine nu avea panacotă, folosea placajul acela, lemnul, se numea văcălie și puneau pâinile la dospit ca să aibă o formă frumoasă. La fel, pe perete avem un pistornic sau pecetar cu care femeile căpitărese, babele de colaci, cum li se spuneau la țară, cu pistornicul imprimau pâinile rituale pe care le făceau pentru înmormântare. Aici este o zonă deosebită. Am vrut să prezentăm pâinile rituale care însoțesc omul de la naștere până la înmormântare și câteva pâini de la sărbătorile religioase pe care omul le sărbătorește în viața lui. Masa ursitoarelor. În momentul în care, în momentul în care se năștea un copil, oamenii puneau pe masă tot ce aveau mai bun, pâine, grâu, ca să fie bogat, zahăr, să fie dulce ca zahărul, porumb, bani, să fie bogat, și așteptau ursitoarele care să îi aducă o soartă bună noului născut. La fel, la aniversarea de un an, se făcea turta fetei, care se rupea deasupra capului în momentul în care îi se lua moțul. Deci pâinea însoțește omul în absolut toate momentele. Apoi avem masa nunții,
cu colacul miresei. Sunt pâini deosebite, deoarece sunt făcute din cocă de cozonac, cocă dulce și împodobite cu simboluri ale fertilității, cu vița de vie, cu soarele, cu luna și cu flori. La fel, buchetul de grâu se punea pentru a aduce belșug celor doi tineri căsătoriți, iar colacul se rupea deasupra capului miresei și era aruncat în mai multe bucăți rupt ca să îl prindă lumea și cel care mânca se spunea că va avea noroc. În alte zone ale țării și mirele are un colac care era agățat în bradul acela pe care îl purtau stolnicii, cavalerii de onoare. În spate avem mai multe vase în care se punea vinul cu plosca, mergeau și invitau oamenii la nuntă. Cine bea din ploscă însemna că accepta invitația la nuntă, era un fel de confirmare, cine nu? Nu. Iar această sticlă este o grafină din Republica Moldova, la fel o sticlă pentru vin, pentru nuntă, împodobită cu strugure, cu un ciorchine de strugure. După masa anunții, urmează masa cu pâinile rituale pentru mormântare, cultul morților. Aici nu avem decât câteva dintre ele. Sunt foarte multe pâini care se fac rituale la înmormântare. Acestea sunt pominetele, sunt pâinici mici în care se înfige un ban pe care mortul, persoana decedată, să îl aibă ca să-și plătească vămile. Acestea sunt călăvii, pâinile care se făceau și se împărțeau înaintea unui parastas cu vin și cu zahăr. Iar aici avem pâini rituale care se fac la parastase. Acesta este arhanghelul, aceasta este prescura în formă de cruce, capul, așa se numește, și aceasta este năporoșnița care se face la pomenirea de an. Tot aici, pe masa aceasta, avem și o lumânare, toiagul, din județul Călăraș. În momentul în care moare o persoană, este măsurat cu o ață și se toarnă această lumânare și îi se dă foc, pusă pe piept. În momentul în care este așezat în coșul, se spune că se termină fix în ziua în care este înmormântat. Sunt foarte multe tradiții. Iar aici avem pâini pentru sărbători, scutecele lui Hristos. Se fac în ajunul Crăciunului. Sunt niște turte azime, făcute din apă, făină și sare, care se coc pe plită. Iar în ajunul Crăciunului se împart cu grâu fiert, cu colivă, împodobită cu bombonele și cu prune uscate. Iar lângă ele se așează un colac specific acestei sărbători. În zona noastră încă se mai împart ouă încondeiate și la fel aici zona de bucătărie, unde sunt vase folosite în bucătăriile tradiționale românești. Acele vase din ceramică pe care vi le arăt acum se numesc babe, sunt din Suceava, sunt folosite pentru prepararea unui cozonac cu smântână. Panetonele românesc. Pe perete avem o formă pentru pâine în formă de pește. În ziua de bună vestire se împărțeau pâini în formă de pește, deoarece era dezlegare la pește. Stăpânul casei, cum ar veni, mânca o pâine din aceasta ca să fie iute și să se strecoare tot anul ca peștele în apă. Ce mai avem aici deosebit? O formă pentru pișcoturi. Făceau pișcoturi în casă. Ia mai multe tipuri de tigăi, iar aici este un tipar pentru caș. Puneau cașul la afumat și se făcea un caș cu model. Caș, cașcaval. Iar acela este un pieptene pentru fructele de pădure, ca să nu se înțepe când adunau cătină sau mure sau zmeură, foloseau acel pieptene și strângeau recolta. Avem mai multe mașini de măcinat. Aceasta este pentru nucă, iar cea din spatele ei este o mașină de curățat cartofi. Avem o formă pentru ouă ochiuri, ungeau forma cu ulei, puneau ouăle, apoi băgau în cuptor sau o țineau pe plită și făceau ouă ochiuri.
Iar aici și aici, forma pentru sufleu, iar acesta este stră-stră bunica acelei forme care a apărut de curând, oala magică care nu lipește nimic. Aha. Deci existau și atunci, nu s-a inventat nimic nou. Erau foarte dichisiți, mai multe forme de copt și la fel mașinile de tocat care erau nelipsite în gospodării. Ce vedeți aici, pe acest podium, la fel sunt obiecte folosite în bucătăria românească, cuțitul pentru tocat vinete, oala de sarmale, iar acolo o sită pentru roșii. Aici un dispozitiv pentru pus dopurile de plută la sticlele de vin sau de bulion, un mojar din alamă, iar acesta un pisăloc pentru usturoi din lemn. Și măsuța cu trei picioare, nelipsită din orice casă tradițională românească. Da, așa joasă? Da, așa joasă ca să ajungă toată lumea. Oala cu mâncare se punea în mijloc, ceilalți în jurul mesei, erau foarte mulți copii, cine ajungea bine, cine nu, acolo cât se putea. Prezentăm aici interiorul unei case țărănești, unde se vede cel mai bine cum este împodobită casa cu textile lucrate chiar de femeie în gospodăria sa. Femeia avea un rol foarte important în timpul străvechi, pentru că trebuia să aibă grijă și de gospodărie și de casă, dar și să lucreze, să-și ornamenteze frumos casa și să țină cald. Că multe produse erau făcute din lână ca să țină cald pe timp de iarnă. Ele, în special, iarna lucrau, că atunci aveau mai mult timp liber. O să vă arăt câteva instrumente de lucru aici, în camera de lucru a încăperii țărănești. Este vorba de furcă și fus, elementele primordiale cu care femeia torcea fibra de lână sau de bumbac sau de in, cânepă, că întotdeauna a lucrat cu fibre naturale pe care le avea la îndemână în gospodărie, crescând animalele, sau le procura din comerț, puțin mai târziu, când au apărut deja pe piață. După ce și-au tors firul, a trebuit să facă fire foarte lungi ca să lucreze la război. Avem două tipuri de război aici, gherghieful, primul instrument de țesut, și războiul de țesut tradițional, orizontal, apărut după acesta. În el se țeseau diverse țesături din bumbac sau din lână, cu ele se ornamentau casele. În războiul vertical prezentăm deja câteva modele de carpețele cu motive oltenești. Știți că covorul oltenesc este cel mai renumit în România. Are aceste motive curbate pe care țesătoarea le alege cu mâna și introducând fire colorate conform imaginației sau modelului care îl are în față, că poate să aibă și un model în față să lucreze după el, dar de cele mai multe ori țesătoarea se inspira din natură și avea motive geometrice cele mai ușoare, pentru că așa ne permitea războiul de țesut, dar și motive fitomorfe, avimorfe. De exemplu, aici, pe ștergare, avem foarte multe motive florale, pentru că i-a plăcut foarte mult grădina cu flori pe care o îngrijea. Avem și motivul viței de vie, un motiv folosit foarte des în biserică, vița de vie simbolizând viața, bucuria de viață. Dar avem și motive, uitați-vă, avimorfe, motive cu păsări, cu cai și cu oameni, antropomorfe. Și mobilierul este destul de ornamentat, că românului întotdeauna i-a plăcut să aibă casa frumoasă. Prezentăm aici un mobilier din zona Brașovului, acolo unde
De regulă și astăzi se pictează mobilierul țărănesc și o oglindă țărănească făcută de atelierul satului cu uneltele pe care le avea la dispoziție. În Ardeal, unde se creșteau oi, mulți lucrau aceste cergi pe care le țineau în casă pentru a acoperi patul, dar și afară, la vreme rece. Să nu uităm de preșurile țărănești, care se făceau ori din lână, ori din coade. Coadele sunt resturi textile pe care le tăia și le îmbina cu acul manual, după care se trecea la țesut și ele fiind îmbinate cu acul pe culori și dungile din preș erau colorate. Femeia când se mărita trebuia să aibă zestrea ei pe care o depozita în lada de zestre. Ea trebuia să aibă lucruri pentru noua ei gospodărie, atât pentru ea cât și pentru bărbatul ei. Dacă apăreau copiii, normal că ea era obligată să lucreze și pentru copiii din familia sa. Bine ați venit în depozitul fond special de mașini agricole al Muzeului Național al Agriculturii. Este un depozit, cum îi spune și numele, special, în care introducem doar specialiștii și persoanele care ne fac într-adevăr cinstea de a fi interesați direct de colecțiile noastre, cum sunteți și dumneavoastră. Așadar, colecția de tractoare a Muzeului Național al Agriculturii este o colecție super valoroasă, unică în țară și printre puținele din Europa. De ce? Avem exemplare din colecții de prestigiu din Statele Unite. Iată, prestigioasa marcă International Harvester, un tractor care a făcut carieră pe tot mapa mondul și care a reușit să pătrundă în România pe căi atât de sinuoase și atât de grele, spunem, transport cu vapor de lemn, cu platforme mai mult sau mai puțin neconvenționale. A fost un utilaj cu un motor revoluționar, deci din anul construcției, din perioada interbelică, a avut motor cu 4 cilindri verticali pe benzină și pe gaz. Deci avea rezervor, pornea pe benzină și continua pe gaz. Un motor destul de deștept pentru vremea lui, pe care americanii după aceea l-au transmis în Europa, unde și-au dat seama că mâna de lucru e mai ieftină și l-au adus atunci în Germania și au produs asemenea tractoare și în Germania. Iată, International Harvester în Germania în anii 1926-28. Este un lucru de un utilaj foarte suplu, îl vedem înalt, cu roți parcă de fier. Parcă nu e atât de greu decât da, în față de celălalt. Este mai ușurel, mai ușurel. Este asemănător cu cele de legumicultură pentru deținerea culturilor mai ușoare. Îl vedeți ce ținută sobră are. Alt utilaj conținut în colecțiile noastre, o să ne îndreptăm fața către acest tractor Deutz, din nou un tractor foarte robust, fabricat în Germania, ăsta e eminamente germanen, un tractor foarte greu, robust, avea 35 de cai putere și a fost fabricat până în perioada anilor 50. Noi l-am luat și este în stare de funcționare. Deci, mai aveți și altele în stare de funcționare? Mai avem și altele. Ajungem și la ele. Ca să facem o comparație, o ne mai întreabă vizitatori, dom'le, ce-i cu fierul ăsta vechi aici? Într-adevăr, este un fier vechi. Așa pare. Este un tractor colectat de la fier vechi, de aici, de la Deci Slobozia, salvat. Salvat și nu i-am făcut niciun fel de îmbunătățire pentru a lăsa privitorului posibilitatea de a face comparația între modul cum le preluăm și modul în care le aducem la stadiu de funcționalitate. Pentru că la noi originalitatea este obligatorie, originalitatea oricărei piese, până la șaibă. Fiecare șaibă trebuie să fie originală. Da. Deci din două, trei utilaje de aceeași marcă, de aceeași tipologie, putem face unul. Atât. Da. Dar nu cu improvizări și nu cu...
schimbări de firmă. Un alt reprezentant de bază, de fapt tot ce este de aici încolo... Aici deja vedem roțile din cauciucuri. Modernizate cauciucuri. Tot ce este de aici încolo, una, două, trei, patru, sunt tractoare din gama Lanz Bulldog, fabricant german, cel mai vestit fabricant german interbelic. Ele au făcut carieră în agricultura românească pentru că au fost foarte multe. Și acesta este un utilaj la fel cu motor cu un singur cilindru orizontal. Vedem la că seamănă cu cel din muzeu. Cu cel din expoziție. Același principiu, putere mai mare, însă 45 de cai, acolo erau numai 25. Și aici le vedem, următoarele le avem de 35 de cai și ultimul de acolo este de 25 de cai putere. Așa. Parte din ele le-am lăsat așa, nu le-am completat, nici nu aveam cu ce, pentru că nu am găsit piese să le facem în faza de originalitate. Cam prin ce ani au funcționat ele? Au funcționat cu capul sus până la colectivizare. Bun. Colectivizarea a însemnat moartea inventarului agricol țărănesc. Pentru că ele au fost luate pur și simplu cu japca de către guvernul comunist. Nu se știe ce au făcut cu ele. Au luat numai... Singurul motiv era ca să nu aibă ăla așa ceva. Pentru că agricultura românească a început să se doteze cu tractoare rusești și parțial cu iareurile începute să fie fabricate la Brașov. Dar au avut o dușmănie cu ele că nu se știe ce au făcut cu ele. Efectiv, le-au dus la topit. Probabil că da. Că nu s-au găsit nici în vechile CAP-uri, ele nu s-au mai regăsit. Ele au rămas pierdute. Deci ce aveți aici, aveți o comoară. Ce a rămas este ce s-a cernut prin aburii timpului, zis așa. Avem mai departe, iată, o altă gamă de tractoare care ne mândrim. Tot din Statele Unite, celebra firmă de tractoare Forson. Iată, ele au aici pe capotaj scris Forson și undeva pe lateral. Sunt foarte ingenioase, ei au început producția de prin anii 1918 și au continuat-o, ei fiind cu spiritul acesta de expansiune, au adus linia de Forson tot pentru mâna de lucru ieftină și în Europa. Și-au adus în Anglia Forsonul, l-au adus în Irlanda. Noi avem și asemenea exemplare fabricate și în Anglia și în Irlanda. Avem și exemplar funcțional și este o linie foarte sobră, o linie cu motor tot în patru timpi, patru cilindri verticali, asemănător foarte mult și apropiat și ca dimensiuni și ca și caracteristici cu motorul de IMS românesc. Care cunoaște, care poate să creeze o legătură. IMS-ul românesc, precursorul lui Aro, este o copiere după gazul rusesc, însă rușii au copiat marea majoritate a pieselor lor după americani. Așa că ne mândrim să avem asemenea piese originale. Tot Forson. Iar cel mai vechi exemplar tractor din colecția noastră este acest tractor Hart Park, fabricat în state în anii 1921. Vreau să vă prezint tractorul Hart Park, realizat în Statele Unite ale Americii, în statul american Iowa. Este un tractor care a apărut în timpul crizei economice, din anii 1929-1933. Știți că atunci a fost o situație destul de tumultoasă. Mulți din producători au dat faliment, pentru că nu s-au putut adapta situației mondiale nou create. Tractorul Hart Park, sigur, a fost produs de această firmă, însă n-ar fi putut să reziste pe piață. Firma de pluguri Olivers, care era o firmă destul de puternică, dar și ea destul de nesigură în contextul acela economic din perioada crizei, a ales să se diversifice și atunci a fuzionat cu firma Hart Park și au scos împreună exemplarele pe care le vedeți, le știți și Muzeul Național al Agriculturii deține unul dintre ele. Este un tractor foarte performant, are 14 cai putere,
realizat pentru Sudul Statelor Unite, pentru culturile de bumbac, pentru prelucrările respective, dar a prins, să zicem așa, teren foarte bun și în Europa, România achiziționând acest tractor. Motorul funcționează prin aprindere cu scânteie, vedeți, are aici în față un radiator, da? Motorul este fixat pe o platformă, volanul fiind în spate. Deci este un tractor care a făcut performanță în România și în Statele Unite. Este un tractor celebru. Mai târziu, firma Olivers a scos tractoare care i-au purtat numele. Sunt tractoarele Olivers, care au apărut prin anii 1938-1940, deja erau pe piață cu numele firmei. Harparul a fost și un, dacă vreți, un respect din partea firmei Olivers pentru performanță și pentru dorința de a participa la efortul acela deosebit de a ieși cu bine din criza economică. O să încercăm să continuăm cu niște utilaje mai grandioase, așa. Sunt ca elefantul în junglă, așa. Sunt colecția noastră de batozi. Batozele sunt strămoșii combinelor din ziua de azi. Ele au o alcătuire aproape asemănătoare cu cea a combinelor. Singurul fapt care le lipsește este motorul, partea de mobilitate, de motricitate. Ele nu se pot deplasa. Ele, vedeți, sunt pe rost de fier, erau trase cu ajutorul atelajelor, hipoatelaj sau cu boi, erau trase de la șira de depozitare la câmp, iar acolo ele erau antrenate de către un locomobil, care locomobil, cu ajutorul unei curele, producea antrenarea mecanismelor batozelor. Vedeți, avem aici paiele care se introduc pe partea de sus, iar la coada batozei nu se vede, o să se elimină separat toabele în saci și paiele aici se elimină, aici paiele și în partea cealaltă boabele. Ca și privitor la colecția de batoze, este din nou cea mai reprezentativă din țară. Noi avem 7 asemenea bucăți, majoritatea funcționale. Printre ele aveți și vedete, nu? Printre ele avem și vedete, care ne mândrim să subliniem acest lucru. Da? Avem această batoză, iată, și acest locomobil care o antrenează, au participat la filmările pentru Moromeții 1 și Moromeții 2. Moromeții 1 în 1987, Moromeții 2 în 2018, sub regia lui Stere Gulea și avându-l și cameraman pe celebrul Vivi Drăgan Vasile, aceeași echipă de filmare, doar cu schimbarea actorului din rolul principal. Utilajele noastre au fost date acolo la filmări împreună cu personal de deservire, care cunoștea modul lor de acționare, și personalul nostru a fost, bineînțeles, echipat cu recuzită și au avut succes, au mândria de a participa la aceste filmări. Un alt utilaj este batoza roșie din spate, din fundal de acolo. Este o batoză Hofer-Schranz de data asta. A participat la filmările pentru filmul Restul e tăcere, al lui Nae Karanfil. Și din nou, la fel, am avut împrumutat cu personal de deservire, ăsta fiind filmat în 2008. Și alte utilaje de recuzită au fost împrumutate de-a lungul timpului. Calești, trăsuri, alte utilaje pentru de astea care... Pentru că vedem în spate... Pentru că vedeți că se pot închiria. Da. Ei, aici ne aflăm în hala de restaurare, conservare a Muzeului Național al Agriculturii și vom vedea diferite exemplare din colecția noastră, mijloace de transport tradiționale. Aici avem de-a face cu mai multe clase, așa cum sunt împărțite mijloacele de transport. Avem clasa tălpi, în care putem să discutăm despre sănii de diferite calibre, inclusiv sănile de agrement. Putem să vedem mijloacele de transport grele și vă arăt aici carul greu de câmpie din zona Teleormanului.
îl vedeți. De asemenea, vedem un mijloc de transport foarte rapid. Este vorba de căruța săsească sau aici pe nu. Da? Putem să vedem și când chiar... Când vă referiți la foarte rapid, cam cu ce viteză putea să meargă? Cu o viteză mult mai mare decât a carului, care mergea mai greu, fiind tractat în general de mai multe perechi de boi. Vedem chiar și o căruță, dacă vreți, aceasta de aici, unde focalizez eu, dacă vreți, e ca un Mercedes al căruțelor, este căruța țigănească din zona Aradului. Uitați la detalii, totul este lucrat la ciocan și nicovală și vedeți aici ca model decorativ spirala sau șerpii încolățiți și de asemenea floarea de migdal care o vedeți aici tot așa bătută la ciocan și nicovală. Este o căruță spectaculoasă, foarte interesantă. Mai vedem și alte mijloace de transport interesante, vedem căruțele brăilene, sunt cele cu verde, cele două de aici, uitați-le, da? O să vă mai arăt în premieră căruța ucraineană, da? O vedem și pe aceasta. Ia, uitați-vă căruța ucraineană, da? Căruța ucraineană care are un coș de nuiele, pentru că în zona respectivă a Aradului erau specializați locuitorii de acolo în transportul fructelor, în special a cireșelor, a căpșunilor, a vișinelor. De asemenea, vreau să vedeți și căruța muntenească de comerț, cea cu coviltir din țesătură de in, care avea anumite caracteristici. Vara, pe călduri, toride ținea răcoare, iar când ploua, se strângea și funcționa asemenea unei umbrele. Adică materialul se strângea. Da, 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 porii materialului. Exact. Da. O să vedem și sănile, da? O să luăm un cadru dintre căruțe. Vedeți sănile de agrement, sunt din zona Bucovinei. Sunt niște săni deosebit de frumoase, deosebit de bine lucrate. Și vreau să vă mai arăt și încă una, tot așa, o sanie de agrement. Dacă o putem vedea și pe aceasta. Ia uitați-vă, haideți să ne uităm și la o alt mijloc de transport mai rudimentar, căroaia care folosea în față ca pentru tracțiune și rotilele de la, sau avantrenul de la pluguri. Vedem într-adevăr o sanie făcută manual, da? Deosebit de frumoasă, din zona Harghitei, da? Foarte frumoasă, foarte elegantă. Alte mijloace de transport interesante, de tip cărucioare, da? Vedeți aici și o sanie de copil folosită la joacă, o roabă, dacă vreți să vedeți, că intră și ea la altă clasă, la clasa rotile, ia uitați-vă, o roabă realizată și ea tot din lemn. De asemenea, aș vrea să reținem că, cel puțin la construcția căruțelor, o influență majoră au influența etnică. În Brăila, de exemplu, alături de constructorii români, bulgarii au avut un aport constructiv foarte mare. Aici, ucrainenii, da, alături de constructorii români, la căruțele germane, de tip Eichmann, bineînțeles, sașii. Iar în zona Olteniei, sigur, avem carul greu de câmpie, care și el are un aport meșteșugăresc și influențe de asemenea de la germani. Aici vă prezentăm colecția noastră de mașini de cusut, care este foarte mare. Fiind un muzeu tehnic, a trebuit să achiziționăm mașini și utilaje tehnice, pe lângă tractoare, locomobile, batoze și alte cele. Pentru că mașina de cusut a fost o invenție importantă și utilă pentru femeie, și ea a fost inventată de Isaac Merit Singer la 1851. Isaac Merit Singer și-a făcut prima fabrică în Statele Unite ale Americii, la New York, dar în foarte scurt timp el a reușit să aducă aceste mașini de cusut și în Europa. Prima țară care a beneficiat de mașinile de cusut Singer a fost Franța. Prin intermediul acestei țări, o companie de acolo a comercializat mașini de cusut și în România.
Isaac Merit Zinger are un merit deosebit. A reușit să vândă foarte multe mașini de cusut în toată lumea. Cum a făcut el acest lucru? El a inițiat cursuri de croit, cusut și brodat, în care fetele puteau să se înscrie, iar în urma cursului beneficiau de o mașină de cusut Zinger pe care puteau să o cumpere în rate. Sistemul de rate a fost inventat de Isaac Merit Zinger, nu de Banca Românească. Și avem foarte multe mărturii privind mașina de cusut, deci avem, poziționăm în zona aceea un istoric al mașinii de cusut Zinger, dar totodată prezentăm și mașinile noastre din colecție. Nu sunt numai mașini Zinger în colecția noastră, mai avem și alte firme producătoare, pentru că între timp mașina a căpătat îmbunătățiri și omul a adaptat-o în funcție de cerințele lui. De exemplu, acolo avem o mașină de cizmărie. Ea are o poveste interesantă, a fost pe front, a lucrat la militari pentru că proprietarul era un bărbat și știa să coasă pe o astfel de mașină. Și lucra manual doar învârtind de volantă și mașina lucra. Bineînțeles că la atelierul de cizmărie avem și alte accesorii necesare, tipare, calapoade de lucru, calapoade de întreținut încălțămintea și pe aici pe jos. Și interesante sunt cuiele din lemn pe care la început omul le-a folosit în construirea unui tipar de pantof. Prima dată încălțările au fost opinci, dar grecii au inventat pantofii pe picior. Și atunci s-a dezvoltat industria încălțămintei, care, bineînțeles, că a pătruns și la noi în țară. În secolul al XV-lea, încălțămintea era foarte sofisticată. De exemplu, pentru bărbați, pantofii erau foarte alungiți în față. Pentru femei, aveau o platformă foarte mare, dar s-a renunțat la ea pentru că femeile gravide cădeau și pierdeau copiii. Și atunci au apărut alte modele mai practice. Aici prezentăm o mașină universală de cusut, patent elastic. Ea coase pe toate direcțiile, adică se poate învârti materialul pe toate direcțiile unde avem nevoie să lucrăm. Aici avem o mașină unică din Statele Unite ale Americii adusă, pentru că fostul proprietar a avut neamuri acolo, și s-a căpătat cu o astfel de mașină. Restul mașinilor sunt produse în Europa, în Germania. Mai cu seamă, o să observați. Și cea mai veche mașină de cusut din colecție este aceasta și este datată 1867 și a fost făcută la comandă pe numele lui Haralambie Nicolaidi. Mai avem și mașini de cusut piele, aceasta, o mașină Mansfeld și o mașină de cusut blană. În atelierele de croitorie, bineînțeles că se foloseau foarte multe accesorii, precum foarfecele, acele, pernuța coace, avem aici, tiparele, manechinele, fiarele de călcat pentru călcat, produsul finit. Și la fiare de călcat avem o colecție interesantă. De exemplu, avem aici un fier de călcat cu cărbuni, aici avem un fier de călcat care se băga în sobă și se încălzea, avea mâner detașabil, ca să nu frigă omul, se încălzea acest corp în sobă, după care se punea mânerul și se călcau produsele din lână, care erau mai greu de călcat. Mai avem și fiare de călcat cu rezervor de alcool. Astea erau folosite de mari boieri în călătoriile pe care le aveau în țară sau în străinătate. Nu lipsesc tiparele din reviste, pentru că au pătruns foarte multe reviste din Franța cu
moda la acea vreme, aici avem modă la 1920, în care femeile se inspirau. Nu lipsește costumul tradițional românesc. De aici s-a pornit, de la lucru cu acul, totul manual. Deci, așa cum am zis, mașina de cusut a ajutat foarte mult femeia în a înlocui acul și lucru de mână cu cusătura mecanică, pe care se puteau face broderii foarte frumoase. Prin anii 1960, aceste broderii erau la modă. Tot inspirați oamenii din revistele venite de afară, de la Paris. Suntem aici în curtea interioară a muzeului, unde putem vedea două case țărănești din două zone diferite. Una din zona Maramureșului și una din Bărăgan, din județul Ialomița. Casa din Maramureș a fost dată muzeului de doamna Pode Ana. Ea a moștenit-o de la tatăl ei. A fost ridicată de bunicul ei în anul 1910, în localitatea Sârbi, comuna Budești, județul Maramureș. Tatăl doamnei Pode Ana a fost cioban și această casă o avea construită sus pe munte. El avea grijă de oi și locuia singur în ea, deoarece soția i-a decedat între timp. Construcția are două dăi și o verandă pe două laturi ale casei. Ambele cămăruțe sunt mici și ca dimensiune, dar are acolo tot ce-i trebuie omului. În bucătărie veți vedea o sobă care încălzește ambele camere, un pătuț mic, așa sunt paturile în Maramureș, și vă mai spun, un pont. Înainte oamenii erau foarte mici de statură. Și un dulap unde omul își punea vasele, o măsuță ca să... Un dulap pe colț. Un dulap pe colț este un model interesant de mobilier, cu dulapul pe colț, pentru că în acest fel el avea mai mult spațiu în încăpere. În camera curată primeam familia care venea la el mai de câte ori se putea, să-i aducă merinde și alte treburi de care ciobanul avea nevoie. Am ridicat această casă cu ajutorul colegilor de la restaurare, conservare, după modelul și schița care s-au luat din teren atunci când ea a fost demolată și adusă aici. Aici putem vedea o casă ialomițeană care vine din localitatea Gheorghe Doja, județul Ialomița. Ea a fost donată în anul 2012 de către familia Spătărelu, ridicată în scurt timp, în perioada 2013-2015, aici în curtea muzeului. Este o casă deosebită pentru că prezintă o florărie foarte frumoasă în exterior, dar are un secret și în interior. Ea prezintă o cameră ascunsă în care gospodarul își punea la adăpost averea, ca să zicem așa, și lucrurile de valoare pe care le agonisise, parcă a prevăzut războiul, dacă stau și mă gândesc așa. Pentru că el intra în acea cameră ascunsă cu o scară mobilă pe care o detașa și o ducea în curte. Și avea acces din pod. Și avea acces la camera ascunsă, iar cei străini, neștiind despre ce este vorba, normal că nu știau de această cameră ascunsă. Oricum, proprietarul a fost un gospodar. Casa este mare, are 4 camere, 2 dormitoare, o sufragerie, o bucătărie. Noi, în interior, am amenajat cu obiecte din patrimoniul muzeului. Mobilierul l-am construit în stil tradițional brașovean, în sensul că l-am lucrat și aici și l-am pictat, că este cel mai frumos mobilier țărănesc din România. Mai puteți vedea camera ascunsă. Noi am făcut pentru public o scară fixă în care publicul poate să urce și să vadă această cameră
Mai trebuie să vă spun că a fost construită în perioada interbelică 1936-1938, de asta am zis că au prevăzut oarecum războiul, da? Și își puneau normal actele și cereale pentru animale, de regulă. Poftiți! E, și putem spune că acesta este unul din peretele camerei ascunse. Da, haideți să vă arăt aici. Ia. Aceasta este camera ascunsă. Deci, practic, sunt niște pereți? Este peretele de la intrare. Dintre camere? Dintre camere, da. Da? Deci aceasta e camera ascunsă. Da. Deci ai țintuit bine peretele de aici, din hol. Este un perete al camerei ascunse. Da? Și să vedem și pe unde se face intrare. Poftiți! Intrarea se face pe aici, pe scări. Da. Și o să merg cu camera până sus. Și atenție la cap. Da, acolo să am grijă la cap. Și aceasta este camera ascunsă. Aici, în curtea gospodăriei, găsim alte obiecte muzeale mari, de dimensiuni mari, care n-au intrat în muzeu. Avem acolo un coșer, datat 1869, din zona Sibiului. Era, de fapt, un hambar pentru porumb, depozitare porumb. El este decorat cu motivul soarelui, motivul vechi al soarelui. Are înscrisuri pe el anul datării și numele proprietarului. Putem să ne apropiem. 1869. Da, și numele proprietarului, care era german. Mai avem aici un leagăn de copil care este asemenea foarte vechi, peste 100 de ani vechime, luată din Ciulnița, Ghimpați, județul Ialomița. În leagăne de genul ăsta se jucau copiii cât părinții erau la câmp, la lucrările câmpului. Am construit două cuptoare țărănești. Acesta este un cuptor cu plită, deci în cuptor se coceau pâinile, cozonacii, iar pe plită se gătea mâncarea. Este funcțional, construit după model tradițional, iar în zona aceasta avem obiecte donate de la fosta fabrică Zarea. Le-am făcut un acoperiș ca să le protejăm. Fierăria este una din mijloacele foarte importante de realizare a multor utilități. Și dacă ne gândim la construcțiile de căruțe, la pluguri, la garduri, elementele de feronerie și la alte unelte absolut necesare, ne gândim la fierărie. De asemenea, putem să spunem că agricultura, cel puțin în perioada interbelică, nu putea lua startul fără aportul fierăriei. Aici o să vedeți forja ca element principal dintr-o fierărie. Da? Ea ce făcea? Noi bănuim. Ea făcea aer, vânt, da? Ca acești cărbuni să fie acești încinși. Cărbuni să poată să ardă în continuare. Da. Fără prezența aerului, da? Fără prezența aerului prin gura aceasta de suflare, focul s-ar fi putut stinge și nu s-ar fi ajuns la temperatura optimă pentru ca metalul să devină plastic, să poată fi prelucrat prin batere pe nicovală, cu ciocanul, cu barosul și apoi călit în apă sau în uleiuri care dădeau fermitate, rezistență obiectului realizat în final. Pentru că fierăria era indispensabilă, la serviciile acesteia apelau și marea proprietate, adică moșierii, boierii, cât și țăranii obișnuiți. Și aici putem să vedem diferite lucruri realizate de fierar. De exemplu, vedeți aici un dispozitiv interesant pentru gheață, da? Ca să poată să se meargă pe gheață. Vedeți, sunt aici formele acestea scuțite la capete. Potcovitul, indispensabil pentru oricine deținea măcar o căruță, cât de cât. Și, bineînțeles, aici vedem chiar o foală de mână pentru prelucrarea, pentru efectuarea unor lucrări mai mici. Vedem că aceasta mare probabil că era mânuită de doi oameni. Sigur că da, avem aici o pârghie, vedeți pârghia aceasta,
prin folosirea ei, oala sau burduful, cum se mai spunea, se contracta și se dilata, astfel încât în forjă venea o cantitate suficientă de aer. De asemenea, vreau să vă spun că ar fi interesant de discutat și am vrea să fac o incursiune într-un atelier de fierărie. Acolo era o viață, să zicem, specială, dacă doriți, era ca o reuniune de familie, deși acolo erau oameni diferiți, nu aparțineau aceleași familii. Erau ucenici și calfele care, până la urmă, se constituiau ca într-o familie, pentru că prețul de fabricație și de vânzare a unui obiect era ținut secret, nu se divulga modul la care se ajungea la anumită valoare a produsului. De asemenea, într-o fierărie, în momentul în care se făcea curățenie, astea sunt niște cutume ale fierarilor, trebuia adunat gunoiul în mijlocul încăperii, astfel încât, în concepția fierarilor, se considera că așa se vor aduna și banii. Cei învățăței, cei care făceau practică și deveneau, de fapt, mai târziu membri activi ai acestei brezle, nu aveau voie să stea cu șezutul, da? Acolo unde exista nicovala. Pentru că în felul acesta se considera că ar goni clienții și venitul ar scădea foarte mult. Și încă ceva foarte important, cu siguranță poate etapele acestea de devenire spre meșter, de vorba de ucenicie și calfă, erau mai ușor de realizat. Însă, pentru a deveni meșter și a așeza la masă cu cei mai destoinici prelucrători ai metalelor, trebuia să se facă o călătorie, o incursiune în diferite zone ale țării, în care calfa respectivă se întorcea cu scrisori de recomandare că într-adevăr știe să lucreze cu măiestrie metalul. Și de-abia atunci era primit în rândul meșterilor fierari. De asemenea, vă spun că probe de măiestrie concrete, potcovirea unui ou, era una din probele supreme în care atestai că știi să crezi metalul cu finețe, și dar și cu duritate în același timp. Sudura fără electrod, vă dați seama că nu e vorba de sudura clasică, sudura realizată la anumită temperatură pe ciocan, prin batere. Cam cum se întâmpla această sudură? Se luau cele două metale, se încingeau în funcție de caracteristicile metalului respectiv la temperaturi diferite, iar apoi prin batere, probabil repetată, ajungeau ca cele două metale diferite să fuzioneze una cu cealaltă prin acest procedeu. Deci putem să spunem că fierăria era, cine mai practică astăzi, era și este o artă, dacă vreți, se apropie cumva de creația lui Dumnezeu, pentru că folosesc două elemente primordiale ale creației, apa și focul. Fără foc nu putem obține plasticitatea, iar apoi călirea, fermitatea, se obține prin scufundarea în apă. Astăzi încerc să prezint ceea ce este marea proprietate sau ceea ce a fost. Vedeți aici câteva lucruri personale ale celor care au ridicat agricultura, mai ales în câmpia Bărăganului. Fiecare are câte o poveste mare și interesantă de spus. Familia Seceleanu, prima pe care o vedeți aici, este cea care și-a vândut oile în Transilvania și cu banii respectivi a venit, a cumpărat pământ în zona câmpiei Bărăganului, în zona Murgeanca și în zona Mărculești și acolo a făcut ceea ce a putut și a știut mai bine. Adică a făcut agricultură, a făcut un fel de transhumanță inversă, mergea cu oile de aici spre zona de munte, în zona în perioada de vară și mai mult decât atât a readus sericicultura, adică a învățat persoanele să cultive gogoși, să zicem așa, gogoși de mătase, să crească acele gogoși de mătase, să facă borangicul. A adus un tip de vacă specială din zona Angliei, pe care a cuplat-o cu cele de aici, pentru a rezista în zona câmpiei Bărăganului, unde este foarte uscat. A făcut o școală de agricultură pe care a dotat-o de la preșul din față până la
tractorul din garaj, acolo învățau și fete și băieți. A făcut o cameră de agricultură, ca un lucru extraordinar sau așa inedit, a făcut lobby pentru amara. S-a vindecat la amara, avea o problemă de piele și s-a vindecat la amara și pentru acest lucru a făcut publicitate pentru ceea ce însemna stațiunea Amara și partea vindecătoare a ceea ce este acolo. Un alt om extraordinar care a ridicat agricultura în zona Câmpiei Bărăganului este Aurelian Pană, cel care a fost ministru al agriculturii, cel care a fost trimis de către Carol al II-lea în America să învețe agricultură. În momentul în care a venit înapoi, a adus un geamantan plin cu porumb. Sincer să vă spun, dacă mă trimitea cineva în America, nu veneam cu geamantanul plin de porumb, dar pasionat fiind de agricultură, a venit cu acest geamantan plin cu porumb pe care l-a plantat în ferma lui Model, ca să înțelegeți mai bine cum este Dacia Mioveni sau, eu știu, altceva, ultimul strigăt în domeniul agriculturii, el a făcut aici, în Bărăgan, la Frățilești. Aureliu Popescu, reprezentantul României la Paris, pe partea comercială, s-a recăsătorit cu Lelia Urtărianu, din familia urtărienilor, boierilor din zona Oltenii, care aveau aici o parte din moșie. Și la Perieț apare ceea ce se numește prima și singura fermă Model de semințe de flori și legume din zona Munteniei în 1949. Pictura este făcută de Lelia Urtărianu, cea care a avut pământul respectiv, iar tot ce însemna ferma era o fermă cu circuit închis. Tot ce se consuma era făcut în ferma respectivă. Vedeți aici. Da. Și câteva aspecte, inclusiv sistemul de irigații, inclusiv partea de electricitate, toată era făcută acolo locul. Aici aveți diplomele dumnealui, iar după ce a ieșit din închisoare, a fost cu o diplomă de zidar, pentru că era singura meserie care putea să o facă. Patrulea om care a ridicat agricultura și care a făcut foarte multe pentru agricultura din Câmpia Bărăganului și nu numai, este Cornățeanu. A făcut și dumnealui închisoare, aveți aici portretul dumnealui. A fost oarecum un pic mai norocos, să zicem. După ce a ieșit din închisoare, a fost profesor universitar pentru studiile dumnealui și aveți aici toate cărțile scrise în ceea ce privește studiile și cercetările făcute pentru agricultură, iar chiar aici sunt hainele purtate în închisoare. Muzeul este făcut după 1990, este deschis pentru public după 1990, dar a fost deschis într-o clădire în care a fost un magazin de mobilă în perioada comunistă. Cercetând, colegii noștri au aflat că, de fapt, pe acest loc, în prima decadă a secolul al XX-lea, a fost o moară și o fabrică de biscuiți destul de mare cât să poată să fie de importanță națională. De ce spun acest lucru? Această moară a fraților Fuiere, a fraților, a boierilor Fuiere, Georgescu Fuiere, a fost incendiată voit în 1917, atunci când germanii au intrat în această zonă. Ce se întâmpla? Orice populație, în momentul în care se retrăgea, exista sistemul ca să fie dinamitate podurile, să fie arse clădirile importante. În acest fel ne-am dat seama că această moară și fabrica de biscuiți era un punct important pentru ceea ce însemna Regatul României de atunci. Li s-a asigurat că li se vor da bani înapoi, ei și-au dat foc morii pentru a putea să nu intre în mâinile nemților. Li s-a asigurat că li se vor da bani înapoi, se pare că nu s-a întâmplat acest lucru, dar totuși am rămas uimiți că aici în zonă era o agricultură destul de dezvoltată și că putea să asigure ceea ce însemna grâu pentru țară. Ce vedeți și în aceasta de tren este de fapt cea dezafectată din afara muzeului. Tâmplăria iarăși este un alt domeniu interesant. Muzeul Național al Agriculturii are în vedere și această meserie, acest meșteșug. Tâmplăria, sigur, a început ca un meșteșug și ca o artă în același timp,
dacă vorbim despre arta țărănească, o să vedem că țăranii întotdeauna au reușit să îmbine utilul cu frumusețea. O frumusețe care de multe ori întrece chiar și arta celor consacrați ca maestri în domeniu. De cele mai multe ori, numele artistului rămâne în anonimat. De asemenea, pot să vă prezint aici câteva unelte. Vedeți aici compasul, un fierăstrău realizat de mână, iarăși un distanțier, vedeți că se făcea o trasare cu vârfurile respective, foarte asemănător cu un șubler. Toate acestea sunt realizate artizanal de către țăranii înșiși. De asemenea, pentru măsurarea unghiurilor drept, ia uitați-vă, iarăși o aplicație concepută chiar de meșterul respectiv. Foarte puține din unelte erau cumpărate și, bineînțeles, era o colaborare între brezle, cea dulgherilor și cea fierailor, pentru că era nevoie de o astfel de colaborare. Ia uitați-vă aici, avem produse realizate în exclusivitate de către fierari. Vedem aceste topoare și barde de mână. Avem bardă pentru mâna dreaptă, bardă pentru mâna stângă, în funcție de aceasta. Iar apoi, suportul, da, cel care dă forță obiectului activ metalic, da, era realizat de către tâmplar. Sigur că e un drum destul de lung în ceea ce privește prelucrarea lemnului. El pornește din inima pădurii și vedeți aici unealta aceasta, joagăr se numește, fierăstrău, la care se învredniceau câte o echipă de către doi ca să taie, să obțină buștenii. Da? Acești buștenii erau apoi transportați în locurile de prelucrare din care se realizau acele felii sau acele bucăți de lemn, da? Cheresteaua, prelucrări de finețe. Uitați-vă aici, lingura de scobit, cea pe care vă arăt aici. Avem burghiile care realizau perforarea în adâncime. Apoi planietatea. Vedeți aici o altă unealtă numită cuțitoi, cea care se făcea șlefuirea bucății de lemn prelucrate. Vedeți aici ca niște băncuțe jos, de asemenea. Da? Acestea erau niște scaune speciale, scaune care trebuiau să producă acele plăcuțe de învelire a acoperișurilor. Se făceau aici dranița, șindrila și șița. Sunt trei categorii în funcție de puterea de cumpărare și starea economică a persoanelor, șița fiind plăcuța cea mai fină și cea mai costisitoare cu care se înveleau acoperișurile caselor. De asemenea, un element, zicem așa, un pic mai avansat pe care îl puteți vedea aici, avem strungul de lemn, da? Vedeți, are o curea și o roată, aici se producea forța, folosind o pedală, da? Deci la pedală, fără altă sursă de energie decât cea umană, se realiza o învârtire între două puncte fixe, da? Vedeți partea fixă pe care eu o arăt aici, da? Și păpușa mobilă sau partea mobilă, care trebuia să se adapteze la dimensiunea materialului de prelucrat. Se puteau face diferite obiecte de artă interesante la acest trunchi de lemn. Chiar am avut surpriza la muzeul nostru să ne întâlnim cu niște stră nepoți ai celor care au deținut acest trunchi de lemn. Vă mai pot arăta aici și rindelele. Da? Știți că rindelele dau finețe, ajută la realizarea diferitelor îmbinări prin obținerea acelor canturi de îmbinare. Și dacă vreți o rindea așa mai de forță mare, da? Se numește gealău în pronunțarea ei populară, tot o rindea, este o rindea uriașă cu care se realiza planietatea bucăților foarte mari de cherestea. La fel ca și fierăria, pot să vă spun despre tâmplărie, că și aici se parcurgeau aceiași pași, ca și la fierărie, meșterul tâmplar, tot așa se întorcea cu recomandări. În funcție de aceste recomandări, el realiza produse. Când, ca și în cazul fierăriei, acolo nu v-am spus, prezenta o semnătură, pentru că odată obținerea titulaturii de meșter, aveai o semnătură cu
cunoscută. Meșterii, să știți că niciodată nu au lansat pe piață produse îndoielnice, produse care să nu reprezinte calitatea cea mai înaltă. Din acest punct de vedere, societatea noastră modernă este văduvită de această maestrie, apelând sigur la produsele realizate pe bandă în industriile de profil. Astăzi vă voi prezenta biserica, o mică bisericuță din lemn de stejar, din zona moșnenilor poenari. Un pic de ceea ce înseamnă moșnean. În zona Bărăganului sunt foarte puține sate care au o vechime considerabilă. Aceste sate se află de obicei lângă râul Ialomița. Satele de moșneni, care într-adevăr sunt din perioada 1500-1600, au avut puterea financiară de a ridica biserici care au o importanță extraordinară. Această bisericuță este de la 1748. A fost ridicată în satul Poiana de către moșneni, acolo unde, la 1804, apare o altă biserică construită din zid. Își permiteau să aibă două biserici într-un sat. La această biserică veneau doar moșneni, iar la cea din zid veneau clăcași. Ce este important? S-a căutat mult un răspuns la o întrebare: de unde s-a adus acest stejar? Se pare că stejarul este adus din zona aceasta, dar modul în care este făcut, modul în care este tratat, drept dovadă că au trecut 300 de ani până în ziua de astăzi, arată cât de mult și cât de bine se știa să se facă o construcție din lemn. Partea aceasta din spate era destinată femeilor, partea din față era destinată bărbaților, altarul era destinat preotului. Ce vedeți original sunt pereții și pavimentul, mai mult decât atât, catapeteasma, doar ușile împărătești și icoanele care sunt făcute un pic mai târziu, în începutul secolului al XIX-lea, icoanele împărătești. Partea de sus a catapetismei este pictată de Ion Grigorescu și s-a optat, în momentul în care a fost adusă și resfințită în anul 2000, să se picteze și bolta. Aceasta este pictată de Ion Nicodim în sistemul picturii de pe icoanele de sticlă pe sticlă făcute în Maramureș. Și aveți aici Euharistia. Din coasta lui Hristos iese vița de vie, acea pâine și acel vin care face Sfânta Euharistie, care este legată prin cruci din spice de grâu cu Maica Domnului în picioare, cu pruncul în brațe. Tot influență din zona picturii pe sticlă. Icoanele de pe pereți au aparținut atât bisericii cât au fost și câteva au fost donate de către credincioși. Și am avut câteva surprize. Sunt icoane lipovenești, de sorginte lipovenească, să zicem școală lipovenească, chiar de școala românească, așa cum o vedeți, să mă vedeți pe aceasta de aici. În pridvorul bisericii este o piatră de mormânt, care se pare că este din 1767 și s-a considerat că este a familiei de ctitori a acestei sfânt lăcaș, Bărbulescu, care era din satul Poiana. Ceea ce se mai știe că în acest pridvor a fost prima școală din țara românească. Există un document din 1803-1804 care scrie clar că preoții și diaconii din Poiana cer o confirmare din partea voievodului care să le spună că într-adevăr vor avea în continuare o scutire de taxe pentru școala care este de ceva ani în pridvorul bisericii respective. Este prima atestare a unei școli din zona Câmpiei Bărăganului. În continuare avem aici frizeria. Frizeria, bineînțeles, este indispensabilă oricărei comunități, oricărei așezări. Fiecare dorește să se aranjeze, să aibă o imagine care să-l reprezinte. Pentru că nu orice tunsură îi se potrivește oricărei persoane și nu orice frizer poate să o realizeze. Acum despre
Măiestria frizerilor este o poveste destul de complexă, pentru că erau într-adevăr, ia uitați-vă aici, vedem uneltele folosite într-un atelier de frizerie. Da? Uneltele de ras. Asta cam în ce perioadă ar fi? Aceasta tot așa în perioada interbelică, putem să vorbim despre ea, și chiar mai înainte de această perioadă, dar dacă rămânem cantonați, în special pe această perioadă, putem să încadrăm foarte bine aceste unelte. Și vedem aici briciurile, da? Le vedeți? Cele cu o lamă extrem de ascuțită, te taie numai cât îl atingi un pic cu degetul. Vedem pentru înmuierea bărbii pămătufurile, care erau și ele impregnate cu săpun special de bărbierit. Nu exista pastă în perioada aceea. Vedeți aici suportul, da? Pentru apă. Și vă mai arăt mașinile de tuns, care erau și ele pe numere, erau manuale, se făcea tunsura, mai puteți să le vedeți și aici, da? Sus pe perete. Ia. Adică efectiv doar de acest mâner, doar făceai și tundeai. Da, da, da. Ca o foarfă. Da, vedeți și foarfecile, avem aici foarfeci obișnuite de tăierea părului, dar vedem și foarfeci pentru rărirea părului, da? Foarfeci cu niște dințișori, așa, ia uitați, chiar cea de jos, o puteți lua, vedea foarte bine, era folosită pentru realizarea anumitor frizuri. Cei care aveau părul mai des și trebuia aranjat mai facil, foloseau această foarfecă. Povestea frizeriei e una foarte haioasă, pot să vă spun așa, pentru că frizeria funcționa în perioada aceea ca un club de socializare. Oamenii, pe lângă dorința de a arăta, sigur, destul de bine, veneau aici să se intereseze de diferite aspecte ale vieții. Pare curios, nu? Pentru cei care nu știau să citească, la frizerie se citea ziarul, tot la frizerie, pentru că nu toți aveau un aparat de ascultat, da? Cum este acesta, veneau la frizerie să asculte știrile. Nu mai să le asculte, ci să și le comenteze. De asemenea, știrile care nu se difuzau nici cum, dar care se petreceau într-un cartier. Acele bârfe, cum s-ar exact, numi? Acele bârfe, sigur, tot la frizerie. De exemplu, ce fată încă nu s-a măritat, de ce domnul din colț și-a oprit afacerea, de ce a fost scandal la restaurantul din sat, toate se aflau la frizerie. Aici se bea și un pahar de vin sau unii veneau să-și petreacă timp, așa cum v-am spus, și vă arăt aici vedem o tablă de table. Un set de table, da? Veneau la frizerie să își exercite și această măiestrie. Vreau să vă spun că frizerii, iar dacă vorbim de perioada interbelică, parcă meșteșugul acesta nu ar fi fost atât de dezvoltat, vreau să vă spun că un bărbierit în perioada aceea dura în jur de aproximativ o oră, 40 de minute, pentru că se făcea masaj la față, exista un prosop încălzit, nu mai spun ritualul ascuțirii briciului pe ardezie, pe o piatră specială sau pe curelele din piele. După aceea omul arăta și bine și masat și reconfortat. Eu am vorbit cu frizerii pentru că mi-a fost destul de greu să realizez ceea ce vedeți aici și am apelat la frizeri cu o vechime considerabilă în această îndeletnicire. Și pot să vă spun că existau și pe vremurile respective anumite cutume. De exemplu, cei așa zici cu obraz subțire, cum ar fi primarii sau consilierii din vremurile respective, nu dureau să meargă la frizerie în același timp cu oamenii obișnuiți, cu muncitori. Și atunci timpul lor de aranjare era între ora 10 și 11. Iar după încheierea programului, înțeles, după amiaza, veneau familiile întregi, cu copii, cu nepoți, bunici, toți se strângeau aici la sfat, la discuții și, bineînțeles, la tuns. Frizeria, v-am spus, ocupa un punct special în viața satului sau orășelelor mai mici, de tip târgulețe. Iată că am ajuns și la finalul turului. Ne place ce am văzut și vă mulțumim pentru primirea acordată. Vorba românului, vă place sau nu vă place, noi ăștia suntem.
Aceasta a fost oferta pe care noi o putem pune la dispoziția publicului. Suntem recunoscători pentru vizita pe care ne-ați făcut-o și pentru prestigioasa dumneavoastră firmă care se ocupă de promovarea culturii naționale. Ăsta e un lucru extraordinar și de precizat în limba română. Și nouă nu ne rămâne decât să vă invităm și la alte manifestări ale noastre, precum ateliere cu elevii și cu cei maturi, ateliere tematice de pictură pe lemn și pe sticlă, ateliere de ceramică, ateliere de încondeiat ou, avem o mulțime de asemenea ateliere, dar și la alte manifestări la care muzeul nostru este prezent în oraș, precum Târgul Internațional de Agricultură, Zilele Sloboziei și alte ieșiri la târguri naționale și internaționale, cum ar fi Târgul Indagra de la Romexpo sau Expo Agroutil de la Constanța, la care an de rândul am participat. Așadar, vă așteptăm cu drag la Muzeul Agriculturii. Ușa este, vă este permanent deschisă, iar personalul este dispus să vă dea cele mai noi date. Cu drag vă așteptăm! Mulțumim, toate cele bune! Doamne ajută!